Aproximativ 2 miliarde de euro va aloca guvernul pentru finanțarea parcurilor fotovoltaice, parcurilor eoliene și facilităților de producție hidrogen în România. Cofinanțarea poate fi 30 sau 40% din buzunarul propriu. Se va finanța până la 500.000 de euro per megawatt parc fotovoltaic, până la 650.000 de euro nerambursabil per megawatt energie eoliană și până la 1,1 miliarde de euro per megawatt hidrogen. Pentru aceasta trebuie elaborat un proiect. Atenție, nu aveți nevoie de aviz tehnic de racordare la momentul înaintării cererii de finanțare. Aveți nevoie însă de un studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu, analiza DNSH și cererea de finanțare elaborate de către un consultant competent și, nu în ultimul rând, aveți nevoie de certificat de urbanism și dovada de punere pentru obținerea avizului tehnic de racordare. Apoi avem nevoie de cererea în sine, care va fi evaluată aproximativ 3 sau 4 luni de zile, după care trebuie să prezentăm ATR-ul și dovada cofinanțării. Se semnează contractul și începe implementarea. Pentru implementarea 1 MW avem nevoie de o lună jumate, maxim 2, după care se semnează contractul de racordare cu distribuitorul regional până la 50 de MW, cu distribuitorul național Transelectrica pentru proiecte peste 50 de MW. Valoarea maximă pe proiect poate fi 20 de milioane de euro. Valoarea maximă per acționariat, adică un acționar care are mai multe firme, poate fi de maxim 50 de milioane de euro. Nu uitați, stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.